Domnule președinte Crin Antonescu, domnule președinte Florin Alexe, dragi colege și colegi liberali, vă felicit în primul rând pentru organizarea cu putere și inteligență a celui mai mare congres cu alegeri care a avut loc în România post-decembristă. Poate nu realizați câtă muncă ați depus, cât efort și câtă inteligență sunt necesare pentru a putea organiza cu succes în doar 4 ore un congres cu 8.000 de colegi. Am spus acest număr pentru că n-aș vrea ca ziua de astăzi să rămână doar sub spectrul elementului cantitativ, al criteriului cantitativ, pentru că de cele mai multe ori acesta nu este suficient pentru a caracteriza o persoană, un eveniment sau o instituție. Vreau să vorbesc un pic și despre criteriul calitativ. S-a vorbit astăzi aici de președintele Antonescu, de primul ministru Tăriceanu, despre valorile și credințele noastre, despre lucrurile care ne-au adunat și ne-au adunat la sediile din toată țara și ne-au strâns astăzi aici 8.000 de tineri, fără dansul pinguinului sau alte lucruri prostești, din punctul meu de vedere. Sunt valorile și credințele pe care le avem, care ne-au făcut astăzi să fim aici și mai târziu să mergem în Piața Victoriei. Voi sunteți cei care nu ați permis, în ciuda tuturor ademenirilor și constrângerilor, să vă fie înfrântă credința, să vă fie pervertite aceste valori. Democrația, statul de drept, libertatea sunt lucruri în care credem și mă bucur să văd că atât de mulți oameni tineri, născuți liberi, precum TNL-ul, luptă pentru ele. Vreau să spun că visul românesc astăzi este departe de a se îndeplini. Visul românesc nu mai este credibil pentru tinerii care vor să plece. De ce l-ar crede? Pentru că ceea ce servește puterea pe de listă astăzi este faptul că dacă repeți mimetic tot ce spune un lider de partid, ai șansa afirmării în PDL, că dacă faci campanie unui pupil politic, ai șansă în PNL, ajungi director, dacă ai școală cât au alții vacanță, ajungi lider PDL. De ce oamenii serioși, de ce tinerii care au fost îndrumați spre muncă, spre educație, ar crede în acest vis, îl preferă pe altul? Este datoria noastră, dacă noi credem în el, să-l ducem la bună îndeplinire. Este de asemenea, pe cât de mare e provocarea, pe atât de mare va fi răspunderea. Al doilea lucru important pe care aș fi vrut să vi-l spun înainte de a prezenta un ilustru coleg mai în vârstă, este faptul că doar în 7 zile, în această primăvară frumoasă, România are parte, dacă vreți, de cele mai importante 2 congrese din 2011. Congresul nostru și peste 7 zile Congresul Partidului Democrat Liberal, partidul care guvernează astăzi România. Vreau să vă spun că noi astăzi aici desfășurăm Congresul viitorului României, în timp ce ei săptămâna viitoare vor desfășura Congresul trecutului României. Dar asta nu se va îndeplini decât prin muncă. După Piața Victoriei, după marș, mergeți acasă, faceți acest lucru să devină realitate. Dați-mi voie să închei invitându-l pe cel mai liric dintre miniștrii. Dacă vorbeam de școală mai devreme și de cât de importantă este ea, când este făcută la vreme, și e un lucru valabil pentru noi toți în această sală, un coleg care este senator, în 1982 a terminat ca șef de promoție ASEU-ul, în 91 a terminat facultatea de matematică, este și doctor în economie și este mai cunoscut pentru voi, pentru că nu cred că l-ați recunoscut din caracterizările anterioare, cel mai bun ministru care știe să cânte la o pianină. Domnul ministru Varojan Vosganian.